Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața. Bună dimineața, vineri la sediul PSD a fost organizat un eveniment, adevărata vineri verde, ca replică la Vinerea Verde a Ministerului Mediului. Adevărat. Prea fericită vineri verde. Da, mă, adevărata vineri verde. Ai cum, e manea. Bun, la acest eveniment, Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a împiedicat și a căzut cu nasul în populism. Se mai întâmplă. Da, pentru că dânsul domnul Ciolacu a apărut la sediu, a așteptat presa, nu știu ce, și a apărut cu o într-o mașină electrică. Da. Nu era a lui, nu era partid, era o mașină împrumutată. Deci, ca și cum s-ar face o zi a bicicliștilor, știi? Și am împrumutat atunci, toți bicicletele, da, de la mine. Asta ar împrumut. El nu merge pe bicicletă, nu merge pe mașină electrică, dar împrumută pentru ziua respectivă ca să arate că și el ar vrea. Dacă pentru adevărata vineri. Pentru adevărata vineri, am împrumutat o mașină electrică și, sigur, mi se pare cam caragios, dar poate că numai mie mi se pare caragios, însă caragioslicul maxim abia urmează. Domnul Ciolacu, ieșind din mașină, a spus: data viitoare să venim cu propria noastră Dacia electrică. Se înțelege că adică e vorba de Dacia Spring care, da, e primul model electric al mărcii Dacia. Da. Iată ce a zis domnul Ciolacu: am comandat-o și o să fie printre primele 10 Dacia electrice din România. Încurajez autoritățile locale să cumpere astfel de mașini electrice, mai ales mașinile electrice produse în România. E cea mai ieftină de pe piață, a zis domnul Ciolacu, ținând cont că electrică, și cel mai important e că e făcută la noi, la Mioveni. A insistat domnul Ciolacu. Doar că, evident, nu e produsă în România. Așa cum știe deja toată lumea, Dacia Spring nu e produsă în România, nu se produce nicio mașină electrică în țara noastră, Dacia Spring se face 100% în China, este de altfel un model care se vinde de ceva vreme în China, ca nu știu ce, îi spunea un nume de ăsta de cod, e produsă 100% acolo și adusă în România cu vapor. Și vaporul se cheamă Mioveni. Bun, iar pune acum siglele la Mioveni. Probabil. Bun, acum să nu ne înțeleagă cineva greșit, cumpără, adică toată lumea are dreptul să cumpere mărfuri care se vând în țara asta, dacă Dacia Spring este un model de mare succes în România. Uh-huh. Renault a deschis o listă de cumpărături, mă rog, în urmă câteva luni pentru Dacia Spring, când a anunțat lansarea modelului și... A închis-o foarte repede. Da, cota s-a epuizat foarte repede, pentru că e o mașină, e cea mai ieftină, e o mașină făcută pentru oraș, să vedem cum funcționează, dar este super interesantă și lumea vrea să cumpere foarte bine. Și pare și că e românească. Că vor să cumpere asta, dar acum... Și cu asta, cu marfa românească, că aici este întreg chichirezul, știi? Dacă te iei după poziția PSD, care a fost ani de zile împotriva multinaționalelor, să cumpărăm numai românește, să nu mai cumpărăm de la străini, atunci domnul Ciolacu, de fapt, ar trebui acum să iasă și să spună: îmi cer scuze, am greșit. Am aflat că această mașină nu este produsă în România. Deci este o impostură îngrozitoare aici, o multinațională nenorocită vrea să ne vândă, păi, sub numele național Dacia o mașină care e produsă în altă țară. Nu cumpărați mașina asta, pentru că partidul nostru susține producătorii români și Dacia Spring nu e produsă în România. Așa ar trebui să spună domnul Ciolacu, dacă n-ar fi populist. Dar evident că este populist și el a zis să cumpărăm Dacia pentru că e produsă în România și de-aia e bună. Nu de-aia e bună. E bună pentru că e o mașină electrică ieftină și adaptată condițiilor de trafic din orașe. De-aia e bună. Iar aici, cu cumpăratul mărfii românești, sigur că e bine să cumperi marfă produsă în țara asta. Pentru că, deoarece salariați și deoarece taxe, evident, și dai de lucru oamenilor din România. Dar acesta nu trebuie să fie singurul criteriu. Că ajungi să cazi victimă păcălinilor. Adică, poate ați văzut, cumpără lumea, domne, pepe românești prin luna mai și piața este plin de roșii din februarie. Februarie, ianuarie, roșii. Și te duci și întrebi: de unde sunt roșiile? Din România sunt roșii românești. Ăsta este răspunsul standard. E România de lângă Salonic. Da, exact. Pentru că, sau din Turcia, știi? Da, sunt, da. Dacă iei pe aia la bani mărunți, evident, nu sunt. Nici alea, nici alea, nici alea. Dar și eu am văzut numeroase scene cu căpșunile acum. E sezonul căpșunilor de vreo lună și ceva. Și am văzut oameni care vin gustă și întreabă: sunt românești? Da, sunt românești. Dacă ai gustat-o și îți place, ce să mai... Ce, da, știi, vor să aibă confirmarea. Sufletul curat, știi? Domne, mi-a zis că e românească. Da. Acum... Dar și vânzătorul... Să fie păcatul vânzătorului, dacă... Și vânzătorul spune cu zâmbetul pe buze în orice lună, vrei ce tu că e românească. Ce să mai... Roșii... Oamenii s-au învățat așa. Roșii românești făcute în ianuarie, practic îți dai seama cât ar costa încălzirea în solariile alea, ca să dai și lumină și căldură să se facă roșia, să se coacă în solar în ianuarie în România. Bun. Dar revenind la domnul Ciolacu și la populismele astea, da, cumpărăm românește, dacă este bun,
Și, mă rog, sigur, avem și oarecare îngăduință. Dar nu trebuie să... Adică populismul ăsta... Știți ce? PSD a fost partid de guvernare atâția și atâția ani. Mai cinstit și mai corect și mai eficient pentru susținerea antreprenoriatului în țara asta și a industriei auto, dacă vorbim despre asta, ar fi fost să se ocupe de construcția unei autostrăzi Sibiu-Pitești. Că mai e puțin și se mută producția de la Dacia Mioveni, se mută în Maroc, pentru că Maroc, da. E mult mai ușor să ajungă la un port și să-și exporte mașinile. Deci mai bine asta făcea PSD. Și sigur, și pentru Ford la Craiova, același lucru, că s-a tot discutat de drumul ăla expres. Oamenii aia se chinuie de nu știu când, se roagă de statul român. Dom'le, lăsați îndemnurile cu să cumpără românește. Da, bine, cumpărăm românește, ok. Dar ne faceți și voi, dezvoltați infrastructura ca să putem să transportăm mașinile pe care le producem pe autostrăzile din țara asta? Deci asta este adevăratul sprijin. Nu datul din gură, cumpărați Dacia Spring că e românească în condițiile în care ea e făcută 100% din China. Și e făcută acolo tot din rațiuni economice. Pentru că în China este cea mai mare piață pentru mașini electrice din lume de ani de zile și acolo este toată infrastructura pusă la punct, inclusiv infrastructura de piese de schimb. Și de aia pentru Renault este mai convenabil să ia mașina de acolo și să o aducă cu vaporul. Da. Renault, care este, nu știu dacă mai e, cred că e cea mai mare companie românească, sau Dacia, mă rog, e cea mai mare companie din România în momentul ăsta, o cifră de afaceri undeva de peste 5 miliarde de euro anual, angajează doar la Mioveni, angajează peste 13.000 de oameni. Și în industria orizontală mai sunt alți 10.000. Dacă o declarație de asta te faci de râs, de fapt nici nu ajuți oamenii. Ce trebuie făcut, într-adevăr, este infrastructura de transport. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.